Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Esența. Iată, mă țin de cuvânt, nu vă primesc în același platou al emisiunii în studioul Eveniment TV Regional, ci mergem pe acolo pe unde suntem primiți. De această dată, tot la Sibiu rămânem, alături de doamna Niculina Gheorghiță. Bine ați revenit la Sibiu! Bine v-am găsit la Sibiu! Ideea e că e pentru prima dată când sunteți la Esența, sper să nu fie singura dată când sunteți la Esența. Am mai încercat să ne întâlnim, programele noastre nu au fost atunci exact în măsură să ne ajute ca dumneavoastră, telespectatorii emisiunii Esența, să aveți o astfel de oră de dialog, spun eu, cu cuvinte importante, cu cuvinte esențiale, dacă tot vorbim de esență. Este o zi ploioasă, pentru noi este chiar bine aici unde înregistrăm. Dacă auziți cumva că plouă, să știți că asta am și încercat să facem, să vă dăm puțin și din atmosfera de afară cu fereastra deschisă. Ideea că eu am aici o serie întreagă de teme generale pe care sigur nu o să putem să le atingem în 45 de minute de dialog, dar cred că esențial, dacă tot vorbim la esență, ar fi să pornim de la ceea ce mulți dintre noi în 2018 sau într-un secol ca ăsta al religiozității sau nu, cum spunea cineva cândva, uităm, și anume iubirea pentru noi, iubirea de sine. Cred că de aici putem merge apoi la iubirea pentru restul planetei, ființelor, oamenilor din viața noastră. Când vorbim de iubire de sine, la ce ar trebui să facem prima dată și prima dată referire? Ok. Ne gândim și vorbim despre iubirea de sine. Aș vrea în materialele mele și în cursuri fac specificația între iubirea de sine ca persoană și iubirea de sine pentru partea divină din noi. Cele două instanțe sunt diferite, dar ce ne dorim prin dezvoltarea personală, prin dezvoltarea și evoluția noastră, este să unificăm sinele acesta de personalitate, sine cu sâmii, cum îi spun eu, și sine cu sâmare, care e partea divină. Ei, în momentul în care accesezi sau activezi iubirea de sine, înseamnă că ești împreună. Sinele personalitate cu sinele divin este un tot și atunci, în primul rând, te gândești la tine și realizezi că tu ești cea mai importantă persoană din realitatea ta. Ce vreau să spun cu asta este să fim atenți la să am grijă de corpul meu, de mintea mea și de spiritul meu. Cam asta înseamnă toată ființa noastră, corp, minte, spirit. Cum am grijă de corp? Îi dau mâncarea care îi trebuie, îi fac activitățile fizice, îi dau apă când e necesar și toate nevoile de împlinit pentru corpul fizic. Avea grijă de mintea noastră înseamnă să-i dăm minții, materialul sau informațiile care mă ajută spre creștere și pentru o viață bună, spunem noi, sau o viață trăită conștient, sau o viață minunată. Ei, în momentul în care dăm minții noastre tot felul de agresivități, tot felul de informații care ne duc la critică, la judecată, la bârfă, la lucrurile astea care nu ne fac bine, evident că asta înseamnă că nu ne iubim pe noi și mintea noastră va rula în continuu acel material pe care îl dăm conștient sau nu. Pe lângă materialul ăsta, noi mai venim și cu o serie întreagă de convingeri alimentate încă din primii ani de viață. Da. Despre asta o să vorbesc un pic după ce detalez și partea cu spiritul. Când avem grijă de spiritul nostru, este să trăim starea aia de contemplare, de bucurie, că aia înseamnă spirit, el se bucură, pentru că în momentul în care am făcut ceva ce ne-a plăcut sau ne-a încântat sau am făcut cu pasiune, creăm așa o energie care se transmite și aia e cumva ca și cum ne-am amplificat partea divină din noi. Cam la aceste trei instanțe ne gândim când să ne iubim pe sine, să iubim corpul, mintea și spiritul nostru. Așa cum ați spus, singura dimensiune din noi putem interveni conștient este mintea. Ea este o structură pe care am creat-o sau am activat-o din prima clipă de când a venit planeta Pământ, încă de când eram în burtica mamei. S-a cartografiat creierul nostru care a dezvoltat o anumită minte. Noi cumva în primii 7 ani ai vieții noastre, creierul nostru se află în niște lungimi de unde hipnotice, lungim de undă care sunt exact cum ar fi camera luat vedere, care ea doar înregistrează, nu zice asta e bun, asta nu e bun, nu are dezvoltată gândirea, așa e și copilul mic până la 7 ani. De aceea am să vă spun un pic cum stăm cu lungimile acestea de undă, ca să înțelegeți
că atunci când vrem să schimbăm ceva în mintea noastră, trebuie să aduc nivelul creierului la acea lungime de undă. Acele frecvențe despre care am învățat uneori și în școală, la fizică, alfa, teta. Da. Între 0 și 2 ani avem lungime de undă delta, între 2 și 7 ani, și între 2 și 7 ani avem lungime de undă teta, între 7 și 12 ani lungimea creierului este alfa, iar după 12 ani intrăm în beta. Beta joase, beta înalte, în funcție de cum ne manifestăm. Deci gândiți-vă că un copil până la 7 ani a trăit în aceste două lungimi de undă hipnotice, delta și teta, a înregistrat absolut tot, iar toată viața lui o va percepe și o va trăi conform la ceea ce i s-a implementat în primii 7 ani. Asta nu e deloc îmbucurător, în schimb avem cunoașterea de zi cu zi, unde știința acum e foarte evoluată, prin care ne explică că noi putem să ne creștem alți baby neuroni din hipocampus și putem introduce noi programe, de data aceasta conștient. În primii 7 ani am cartografiat creierul cu programele care le-am văzut în familie, la cei din jur, iar acum, conștienți fiind, putem implementa programe noi, doar că trebuie să ducem creierul din lungimea de undă beta, iarăși într-o lungime de undă alfa sau teta sau delta. E un secret aici, la mijloc? Nu e neapărat un secret, e o cunoaștere care se găsește peste tot. Din ce studiez eu, trebuie să ai, sau e necesar să ai creierul într-o stare de liniște, ca să poți ajunge acolo. Dacă în primintea ta trec 100.000 de gânduri, nu ai cum să poți să implementezi și să te duci cu creierul la aceeași lungime de undă. De aceea ne alegem un moment în natură, un moment acasă, în care ne liniștim mintea, sub forma unei concentrări pentru un punct fix, asta spune neurobiologia, că putem să ne liniștim mintea. Ei recomandă chiar, de 3 ori pe zi măcar, să avem un moment de 5 minute, de 3 ori pe zi, în care să stăm cu privirea fixată într-un punct fix, fără să gândim nimic și doar să fim atenți la respirație. Asta e o întreagă provocare, eliberează-ți mintea de gânduri. E o întreagă provocare. Da, altfel n-am cum să-mi schimb creierul, n-am cum să schimb acea cartografiere din creier, n-am cum să-mi schimb baby neuroni, să creez alți baby neuroni dacă n-am pus un program nou, ceva ce mintea mea nu a mai rulat până acum. Deci ideea nu e neapărat să luăm modele de meditație în care închidem ochii și așa, ci pur și simplu concentrare pe un punct fix. Ești la birou, ești, ai un pic de pauză după fiecare lucrare, un punct fix, ai luat un bucat de tablou, un colț de perete și stai acolo. Și ce recomandă specialiștii este fii atent la respirație și orice gând care vine îl lași să treacă. Ca o barcă așa care trece prin fața ta sau ca un tren pe care, la care nu-i dai atenție. Ei, momentul ăla este un moment fantastic pentru că, virgulă, creierul tău te duce într-o lungime de undă diferită de beta când gândim tot timpul. Ei, ăla e momentul în care tu poți să zici, ok, vreau să trăiesc, să fiu fericit sau vreau să trăiesc pacea sau vreau să trăiesc liniștea. Și acel cuvânt nou sau acea stare pe care vrei să o imprimi, încetul cu încetul, pe atenție acum asupra stării pe care vrei să o trăiești, pe intenții țintită pe ea, se introduce acolo în mijlocul creierului, în hipocampus, de unde putem crea noi baby neuroni. Și avem nevoie de o lungime de undă diferită decât beta și de un programel sau de un cuvânt sau de ceva ce vreau să trăiesc. Ai nevoie și de o perioadă de timp, cum spun unii, 21 de zile minim? Da. Sau în neuroștiință am găsit că pentru a schimba sau a introduce un program nou în minte, e necesar să activăm sau să lucrăm pe acel program între 21 de zile și 6 luni. Pentru că eu pot să fac o lună, mă simt bine 2-3 luni și după aia dispare starea, pentru că eu trebuie să o fac atitudine. Ce înseamnă atitudine? Să vină din interior spre afară. Nu-mi trebuie ceva de care să mă agăț, eu sunt cu mine tot timpul și doar din interior vin în afară. Și cei din neuroștiință, așa spun, sistemul limbic, care e structura noastră, care creează, prin care secretăm neurotransmițători, hormoni, stările astea pe care le avem acolo să creează, se schimbă configurația lui între 6 luni și un an, ei spun, dar dacă tu ești atent 6 luni, se poate în 6 luni să faci o schimbare la nivel profund. Asta ne interesează și asta înseamnă că ai grijă de mintea ta și te iubești. Dacă ceva nu-ți place în viața ta și gândești la fel, vei avea același rezultate. Dacă schimbi gândul, vei avea alte rezultate. Deci am stabilit un fundament, să spunem, o bază, pentru ca de aici să putem vorbi acum despre ideea de relaționare. Ce se întâmplă în cazul în care o persoană care se iubește pe sine suficient de mult întâlnește o persoană care n-a învățat să se iubească pe sine? Aici e foarte interesant, pentru că dacă o persoană se iubește pe ea,
prin frecvență specifică, prin rezonanță, va atrage doar persoane care se iubesc pe ele. Deci e legea asta. Așa funcționează universul. Deci eu dacă mă iubesc, nu voi atrage oameni care nu se iubesc, pentru că n-am cum, suntem pe frecvenții diferite. Mă întâlnesc cu cei care se iubesc. În schimb, atunci când te iubești pe tine, abia atunci ești în stare să dăruiești iubire și celorlalți. Pentru că tu ești plin. Când nu te iubești, tot aștepți ca cineva din afară să-ți umpli golul tău. Să-ți dea, să-ți aducă afectivitate, să aducă fericire, să-ți dea atenție, să-ți dea vorbi frumoase, etc., etc., să-ți dea aprecieri. Ei, în momentul în care tu li conții, prin iubirea de sine, îți activezi aprecierea de sine, valoarea de sine, stima de sine, încrederea în sine, toate astea le activezi, respectul de sine, cei care îi vei atrage vor avea și ei lucrurile astea. În schimb, noi ne naștem în relații și relații, din cauza că atunci când intrăm în relații, noi ne conectăm cu creierul celuilalt și cei din neuroștiință sau toată știința asta cu neuro au descoperit o zonă în creier în care avem neuroni oglindă. Deci eu cu neuroni oglindă citesc din creierul celuilalt prin ajutorul neuronilor lui oglindă ceea ce el conține și nevoia lui și intenția lui. Și atunci eu cred că ați auzit de, vai, telepatic, vai, așa m-am gândit și eu, vai, așa. Ei, nu a fost, asta e de fapt fenomenul. Citim prin neuroni oglindă ceea ce intenționează celălalt. Tot cercetătorii Gottman spune că noi ne naștem în relații, creștem în relații, trăim în relații, iar în momentul în care avem relații armonioase, crește longevitatea vieții. Pentru că, de fapt, atunci când ne-am conectat cu creierul altcuiva, creierul nostru va secreta oxitocină. Cine beneficiază de oxitocină? Eu. Creierul celuilalt îi va secreta și lui oxitocină. Și el va beneficia de acea oxitocină. Oxitocina este hormonul relațiilor. Aici e foarte interesant, femeile, în general, după ce fac un copil, de obicei ele se încarcă oxitocină dacă țin în brațe copilul. Și în relații apar tulburări sau disensiuni în cuplu, pentru că femeia mai mult se duce spre copil și uită de bărbat. Eu le spun și la cursanților mele, în momentul în care ați făcut un copil, învățați cum stăiți între ei. Și bărbatul are nevoie de tine ca să te îmbrățișezi, că altfel nu-i secretă creierul oxitocină. Vedeți, interesant, noi ca mami ținem copilul în brațe și ne secretă creierul oxitocină, bărbatul trebuie să țină și el în brațe femeia, nu neapărat copilul, femeia, ca să-i secrete oxitocină. Deci, iarăși, subiect de relaționare și de armonie în relații. Și dacă nu facem lucrurile astea, relația nu-i constructivă, nu-i longevivă, la fel cum e și cu viața noastră. Tot cercetătorii despre creier spun că în momentul în care... spun că următorul lucru, creierul nostru se calibrează sau se echilibrează în contact cu alt creier. Foarte interesant, asta mi s-a părut wow, apropo de relații. Deci eu singur, pot să stau singur, să mă meditez, să fac nu știu ce. Creierul meu nu se poate calibra dacă n-am intrat în conectare cu un alt creier. Așa suntem noi făcuți. De aceea cred că ați zis și dumneavoastră și telespectatorii că atunci când vorbiți cu cineva despre o problemă, deja vă vin soluțiile fără ca celălalt să spună ceva. Din acest motiv, pentru că m-am conectat cu creierul celuilalt, celălalt face ascultare activă, adică ascultă ceea ce spun, iar în creierul meu care vorbesc se creează așa ca o lumină care pur și simplu deblochează niște rețele neuronale și îți dă drumul să apară soluția, să creezi altceva. Din perspectiva asta înseamnă că e deosebit de important lângă ce creier stăm. Da. Păi de aia, dacă eu mă iubesc, voi atrage o persoană sau oameni cu care creezi relații de iubire, care și ei au grijă de ei, nu stau ca să mă sugă de energie, nu stau doar ca să profite, doar ca să sugă, cum spunem noi, sau să furi ceva de la mine, energie, informația aia, ci aduc și ei și împreună putem crea ceva. Vis-a-vis de teoria sufletelor pereche despre care vreau să faceți o referire, ați vorbit foarte mult despre creier, despre creierul cuiva în raport sau în contact cu creierul altcuiva. De cele mai multe ori suntem tentați să ne referim la suflete, suflete asemănătoare, suflete pereche, suflete gemene. E important când vorbim despre căutarea sufletului pereche, dacă vorbim de termenul ăsta, să ținem cont și de creier eventual? Să vă povestesc că în principiu nu există suflete pereche. Toți oamenii caută jumătăți. Eu le recomand să caute un întreg. Să fie ei un întreg? Să fie, exact. Pentru că dacă eu sunt întreagă, voi găsi un întreg. Altfel voi găsi tot o jumătate.
Ce se întâmplă, apropo de suflete? Lumea oamenii vorbesc despre suflet, dar eu voi trăi aici o emoție dacă în creierul meu s-a creat ceva. Dacă eu am rulat un gând, atunci eu am creat o emoție sau o stare și atunci vorbim despre suflet care se amplifică sau se dezvoltă. Suntem ființe separate și atunci când vorbesc de ființă, vorbesc de corp, minte și spirit și nu doar de suflet, care din perspectiva mea și din cunoașterea pe care o am, sufletul este doar secretarea spiritului. El doar înregistrează ce am experimentat eu și atât. El nu ia decizii. Decizia o iau fie eu din personalitate, fie eu din sine, din partea aceea divină. Ei, atunci când iau decizia din sine, atunci mă ghidez după intuiție. Apropo de intuiție, toată lumea vorbim de intuiție, asta e vocea spiritului, nu a sufletului. Da, e bine că am clarificat asta cu sufletul și cu spiritul, da? Există mai multe persoane, mai multe spirite, ele spun suflete, nu? Care pot fi împerecheabile și nu un suflet pereche, ca să spunem așa? Da, în primul rând nu există suflet pereche, așa cum am spus. Fiecare suntem unici și am venit aici să manifestăm anumite atitudini, în așa fel încât să activăm sau să dezvoltăm mai mult din potențialul divin din noi. În schimb, avem persoane cu care intrăm în relații datorită celor 7 ani de acasă, și putem să le spunem că aia sunt suflete noastre pereche, dacă tot vreți să aveți suflete pereche, e cel pe care îl atragem, care are configurația creierului exact cum o avem noi. Adică ceea ce noi am văzut acasă, la părinți, partenerul sau partenera va conține toate caracteristicile pozitive și negative ale părinților noștri, nu ale părinților lui, pentru că noi fiind în aceeași comunitate, cam aceleași credințe, cam aceleași programele le avem. Și vom atrage acea persoană care zic, vai, te cunosc din totdeauna. Probabil aceștia le se spun sufletii pereche. Eu am o veste, normal că-i cunoașteți din totdeauna. Pe mama și tatăl vostru îi cunoașteți din totdeauna. Și pentru că ai această senzație, vai, te cunosc din totdeauna, gândim la fel, vorbim la fel. Din cauza asta vorbim la fel, că avem aceleași programele în creier, ai senzația că-i sufletul pereche. Și te ține partea asta, gândim la fel, vorbim la fel, un an de zile. Că durează îndrăgostirea, care e o reacție chimică a creierului. Iar își vă spun, dragi telespectatori, când suntem îndrăgostiți, de ce ne îndrăgostim? Pentru că am recunoscut în cel cu care îl atragem în realitatea noastră intimă caracteristicile la mama și la tata. Și zicem, wow, măcar acum mama și tata, prin partener, să-mi dăruiască sau să-mi împlinească nevoile pe care nu mi le-am împlinit în mica copilărie. De aia ne îndrăgostim. Și după un an? Doar că e o iluzie. După un an treci în drăgosteală și te trezești cu un om în casă care zici, ești un străin. De fapt, nu e un străin. Faptul că nu ți împlinește nevoile așa cum ai iluzionat tu când l-ai întâlnit, e deja dușmanul tău. Ce vreau să vă spun este că nu e neapărat dușman partenerul sau partenera, ci este o resursă de vindecare, spunem noi, și mai ales după acea perioadă de un an, când începe lupta de putere. Ce înseamnă lupta de putere? Cercetătorii spun că într-o relație de cuplu avem 3 etape. Îndrăgosteala, de care am vorbit, lupta de putere pe care o dezvoltăm și iubirea deplină. Lupta de putere, Herbert Hendricks, cel care cercetează relațiile de cuplu, spun că durează între 3 ani și 100 de ani. Depinde de fiecare cât trăim. 3 ani e minim. Așa e creierul nostru configurat. Dacă cineva nu-mi împlinește niște nevoi, înseamnă că e dușmanul meu. Noi vrem ca totul să se împlinească când am făcut așa. Ei, aflați că partenerul sau partenera are și el alte nevoi. Și de obicei ne atragem cu nevoi asemănătoare, neîmplinite, doar cu abordări diferite, să spunem. De exemplu, un băiat mic fiind, când auzea ceartă sau țipet, el se ascundea. Asta înseamnă că el când va ajunge adult și va aduce în realitatea lui o parteneră, când vor apărea discuții, el va fugi din discuții și se va ascunde. Aparent se va ascunde, nu se mai bagă sub masă ca atunci când era mic, se duce la o băut cu un prieten, la un meci, undeva. El fuge din acel conflict. Partenera, când avea conflict în familie, lua atitudini, de exemplu. Se ducea și se băca între mama și tata și îi spunea tata nu mai certa pe mama sau o chestie de genul ăsta. Ei, când va în relație cu partenerul care fuge, ea va alege să ia atitudine și să-i spună și va turui, va vorbi mult, numai că nu o să mai aibă cu cine, că l-au dispărut, o plecat. Ați înțeles? Sunt două nevoi neîmplinite
Doar în manifestări diferite. Bun, și-ați zis că a doua etapă de la 3 ani la 100 de ani. Dar și a treia unde mai încape? Păi asta zic, depinde. Vorbim de 100 de ani pentru cei care trăiesc măcar 150 de ani, așa cum suntem programați să trăim. Dar oamenii au uitat asta. Herbert Hendrick spune că durează 3 ani lupta de putere dacă suntem de 3 ori mai tandre în acea perioadă decât am fost în perioada îndrăgostirii. Eforturi, eforturi. Eforturi foarte mari din ambele părți. Pentru că noi avem credința, vai, ne-am căsătorit, e al meu, e a mea, gata, nu mai trebuie să facem nimic. Dragilor, o relație se construiește în fiecare zi. Un act care e făcut la starea civilă nu spune că sunteți unul altuia. Fiecare aveți nevoi diferite și vă întâlniți în intimitate pentru nevoia de afectivitate, de validare, de îmbrățișare, de orice. Dar fiecare are treburi diferite. Pentru că eu am altceva de manifestat. Nu pot să stau, apropo, între ghilimele, cu sufletul perechi, de mână non-stop. Fiecare mai avem și altceva de făcut. Trebuie să trăim, trebuie să mergem la serviciu, trebuie să ne creștem copiii. Exact, exact. Avem parte personală și parte de cuplu. Și atunci e important să înțelegem asta. Un suflet sau un spirit care vine lângă mine, o entitate pe care o atrag în realitatea mea intimă, este o resursă de vindecare ca eu să vindec ceea ce n-am reușit să vindec cu părinții mei. După perioada de luptă de putere, care am spus că depinde de cât de mult ne implicăm în construcția relației, ajunge și acea iubire de plin în care, cu adevărat, încrederea aia maximă, nu mai trebuie să cauți pe nimeni, nu mai trebuie să te gândești ce o să zică, ce o să facă, că în lupta de putere trăim lucrurile astea, că nu știi cum o să reacționeze celălalt. Și faci exact cum ai văzut la părinții tăi. Sunt oameni cu care ne întâlnim în relații de acest tip pentru lecții, dar sunt și oameni care vin pentru vindecare? Sau... Deci există și șansa asta. Da, în primul rând, cei care vin în relație cu noi sunt oameni care vin pentru vindecare. Iar după ce ai vindecat, extragi lecția. Am e exact. E mult mai frumos. E mult mai frumos, da, da. Aș întreba de aici dacă e bună teoria, nu neapărat a predestinării, da, ci pur și simplu a faptului că nu suntem întâmplători veniți aici și că undeva avem în spate un bagaj de multe alte vieți în care poate ne-am mai întâlnit cu oamenii respectivi și avem ceva de continuat, da, sau de plătit. De vindecat. Vindecat. Scoatem plata că asta... Da, deci noi suntem o complexitate, fiecare dintre noi, cu care venim din spate și în general și cam toți maestri și tot ce am studiat eu spun că te întâlnești cu oamenii cu care te-ai mai întâlnit. Adică ai undeva o amprentă. Și amprentele astea sunt imprimate în câmpurile noastre, în memoria acasă, deci nu în memoria noastră fizică, în memoria acasă. Ei, acolo am toate informațiile de întâlniri cu unii oameni sau cu alții. Cu unii am trăit experiențe pozitive și atunci îi partea aia displace și ți-i simpatic din prima, da? Iar unii cu care am trăit experiențe mai puțin pozitive ți-i antipatic din prima. Asta ca să vă explicați cu simpatia și antipatia. Pentru că omul ăla poate nu l-ai văzut niciodată și deodată să se pune pata pe el când îl vezi. Să se pune pentru că altă dată ori te-a înșelat, ori te-a omorât, ori ai avut o suferință dintre asta așa și acum vrei să fugi, tot vrei să fugi. Numai că dacă a venit în realitatea ta, tot tu l-ai adus ca spirit ca să vindeci. Ce n-ai vindecat altădată, vindeci acum. Și ce ai trăit frumos altădată, poți să culegi roadele inclusiv în viața asta. La asta se referă întâlnirea noastră cu tot bagajul nostru existențial. Bunicii și străbunicii noștri folosesc, nu știu dacă mai folosesc acum, dar foloseau o vorbă cu privire la un aparat stricat, se duce la reparat. O haină care s-a rupt puțin, se coase, se crâpește. O relație care nu funcționează într-un anumit moment, la anumiți parametri care se mulțumească pe amândoi, se repară cât se poate. Astăzi tindem să aruncăm imediat un aparat, că luăm altul, să nu mai coasem, să crâpim o haină și să înlocuim repede o relație. Interesant este că noi gândim așa datorită acestei societăți de consum unde am ajuns astăzi. Ce am descoperit în practica mea, că am 25 de practică de lucrat în cabinet cu clienții, am descoperit următorul lucru. Chiar dacă arunci o relație sau pe cineva dintr-o relație, următoarea relație va fi identică și la fel, doar cu altă culoare de ochi. Pentru că creierul tău, dacă n-ai vindecat niște lucruri cu părinții tăi, vei aduce în realitatea ta un partener sau o parteneră exact ca cel dinainte.
Creierul tău are configurat aceeași structură. Deci ce am eu de făcut este să vindec. E posibil să fii situații în care ești în relații cu dependenți. Acolo nu prea reușesc să o... Pentru că, exact cum am spus mai devreme, în relație amândoi construim, amândoi lucrăm. Dacă unul este dependent și e ieșit afară din relații, de fapt dependența e o poartă de a ieși din relații, nu prea mai ai cum să-l aduci pentru că nu mai vrea. E adevărat? Când omul nu vrea, dragoste cu sila nu se poate. În schimb, să aruncăm imediat, asta este o iluzie, crezând că las, că data viitoare găsesc altul sau alta. O găsești, doar că îi găsești pe aceeași frecvență. Ca să nu mai vină același gen de personaj în viața ta, tu trebuie să vindeci acolo, în creierul tău, acele suferințe pe care le-ai trăit cu părinții tăi. Și de aceea cercetătorii în relații de cuplu, am făcut o formare în terapia Imago tot despre cuplu, spun și ei și eu am ajuns la această concluzie, important e să vedem partenerul sau partenera de cuplu ca niște resurse de vindecare. Și atunci ei când se manifestă într-un fel, iar eu mă simt într-un anumit fel, nu ei sunt responsabili de cum mă simt eu, ci eu important să văd undeva în interiorul meu cu ce din mine țin acel gen de comportament al celui de lângă mine. Sper că ne auziți în continuare, am lăsat fereastra deschisă să se audă ploaia, să mai aud și alte zgomote, dar cred că în emisiunea noastră se va auzi mesajul care e important să fie auzit de fiecare. Vorbeam, iată, de o perspectivă, dintr-o perspectivă la care cred că mulți nu ne gândim, când ne referim la partener sau la parteneră, trebuie să ne referim la părinții respectivi. Care ar fi atunci modul prin care să abordăm, sau hai să spunem, care ar fi relaționarea noastră la nivel adult față de părinții noștri, pe de o parte, față de părinții pe care îi avem în viață și perspectiva prin care putem să acordăm înțelegere, iertare pentru părinții care au trecut. Da. Vis-a-vis de părinți, noi trebuie să avem următoarea înțelegere. Fiecare om face ce știe mai bine cu resursele și cunoașterea pe care o are la momentul respectiv. Așa e și cu părinții noștri. Evident că dacă ei ar fi avut mai mult timp, mai multe cunoașteri, mai multe resurse, ne-ar fi oferit mai mult. Dar noi, cum Freud spune foarte bine, că omul este o ființă insațiabilă, oricât ți-ar fi oferit, tot ar mai fi vrut. Da? Și atunci, evident că noi acolo avem aceste lipsuri, care nu au fost neapărat lipsuri, dar le-am văzut așa și le proiectăm mai departe pe ceilalți. Deci dacă avem această înțelegere vis-a-vis de părinții noștri, o să le mulțumim în permanență că ne-au dat viață, pentru că au acceptat să venim, pentru că au fost mulți care au făcut sacrificii foarte mari să ne aducă pe lume și au acceptat totuși să ne aducă pe lume și că avem în noi gena lor, avem un programel cu care putem ființa mai departe. Apropo de cum relaționăm cu partenerii ca să putem să ne vindecăm relația cu părinții, vă recomand o tehnică sau un dialog, se numește dialogul vindecător, în care când ai o suferință și ți-aduce aminte că mama a dat mai multă atenție la fratele sau la sora, știi mai puțin, iar tu în relație ai nevoie ca partenerul sau partenera să-ți dea cea mai multă atenție ție ca să șteargă acea suferință, vei vorbi cu partenerul care acum poate să fie o resursă de vindecare care te ascultă. Apropo de ascultare activă, ca să poți să găsești soluțiile, e nevoie să pui niște întrebări. Și atunci poți să povestești cu partenerul și să-i spui sau partenera dacă e disponibil să asculte o frustrare de-a ta din copilărie și partenerul să spună ok, hai să te ascult și veți face dialogul vindecător care constă în oglindire. Adică eu spun ceva, știi, când eram copil mic, mama dădea mai multă atenție la sora mea și m-am simțit frustrată. Partenerul va oglindi ceea ce ai spus tu, adică va repeta cu cuvânt cuvânt tot ceea ce ai spus tu. Ce se întâmplă în momentul în care el repetă ce ai spus tu, tu acum te auzi din altă perspectivă. Vocea lui creează altceva și în creierul tău atunci te vine acea stare de, cum să spun, de empatie, de înțelegere pentru mama, pentru mama care atunci s-a manifestat într-un alt fel. După care partenerul poate să valideze ceea ce ai trăit și să spună, da, într-adevăr, dacă nu ai atenție suficient, e normal să te simți frustrată. Adică are sens pentru mine să te fi simți frustrată și tu când auzi asta zici, în sfârșit cineva mă înțelege în interiorul tău.
Și al treilea pas este empatia, adică partenerul sau partenera în dialogul vindecător îți va spune cred că ai fost furioasă, cred că ai simțit, nu te-ai simțit valorizat, adică să-ți dea niște emoții pe care sigur tu le-ai trăit ca copil și atunci tu care ești cel care ai povestit zici da, cred că așa m-am simțit și de aceea uneori izbucnesc sau cumva aduci în prim plan manifestările tale mai puțin armonioase în relația de cuplu. E necesar ca un astfel de exercițiu să fie repetat? Să fie repetat cu oarecare regularitate? Nu neapărat. Atunci când simți nevoia și ești prea plin, în loc să ceri cu celălalt, că noi prima dată avem tendința de a izbucni și de a scoate afară, mai bine îl inviți la un dialog vindecător care cumva pe tine te ajută. El te ascultă și tu schimbi ceva în percepția ta. Asta ca să recomandăm celor care n-au urmărit reemisiunea despre cuvinte, despre cuvintele importante, despre... cum le spuneam eu cândva unor mai mici ascultători sau telespectatori, cuvinte pansament, ei le-au numit așa, acele cuvinte care vin nu neapărat la inimă, poate vin la minte de data asta, ca să descuie de acolo ceea ce... Da. Și folosim cuvintele magice, de exemplu, apreciez la tine faptul că, sau te iubesc, sau îți mulțumesc, sau iartă-mă, te iert. Deci cuvinte magice pe care, într-adevăr, eu le spun magice și le-am scris într-o carte de-a mea care se numește chiar Cuvintele, care deschid fluxuri de conștiință cuantică. În momentul în care emiți un anumit cuvânt, tu prin rezonanță atragi anumită realitate, iar celălalt, faptul că ai spus apreciez la tine, faptul că ai ajuns mai repede acasă, zici, cineva e atent la mine. Deci cumva prin cuvintele acestea magice sau pansament, cum ați spus dumneavoastră, celălalt începe să fie mai bucuros, mai împlinit, mai atent. Nu mai avem mult din dialogul nostru pentru că timpul se scurge, dar aș vrea să facem referire la două mari necunoscute sau dimpotrivă două mari cunoscute, femeia și bărbatul. Relațiile pot fi de iubire, pot fi de armonie, pot fi de bucurie, pot fi relații, să le spunem, fericite, dacă acceptăm noțiunea de fericire în accepțiunea noastră curentă, sau pot fi, dimpotrivă, relații care să distrugă sau care să întristeze, care să creeze probleme atât pentru unul cât și pentru celălalt. Suntem atât de diferiți femeile de bărbați, bărbații de femei? Da, noi suntem diferiți pentru că, virgulă, creierul femeii diferit decât creierul bărbatului. Creierul bărbatului este un creier acțional, iar creierul femeii este un creier relațional. Deci de aici deja se schimbă toată perspectiva asupra vieții. Am să vă dau doar un mic exemplu. Creierul bărbatului, care este un creier acțional, știe să se orienteze în spațiu foarte bine, care-i stânga, care-i dreapta, pe unde să o semnalizezi cu mașina. Creierul femeii, care-i relațional, nu prea știe să se orienteze, așa-i? Dragi femei, nu semnalizați stânga și faceți dreapta. Ok, deci din cauza creierului nostru, care nu face aceeași mișcări la fel de rapid ca la creierul bărbatului. În același timp, creierul bărbatului, care este un creier cu orientarea, care trebuie să ocupe, să aducă acasă tot ce trebuie, să fie în regulă, vede la distanță, iar creierul femeii, care e relațional, ea trebuie să vadă copilul pe care îl ține în brață, deci vede de aproape. Așa că, dragi telespectatoare, nu vă mai trimiteți bărbații să vă aducă din frigider ceva sau dintr-un dulap care e mai aproape de jumătate de metru de ochii lor, pentru că nu văd. Sigur. Mai mare provocarea când îți trimit bărbatul la un raft cu produse, exact, dintr-un hipermarket. Cea mai... cu bilețelul și cu ajutor lângă. Tot cu bilețelul și dacă e la jumătate de metru nu vede. Și asta nu din cauza că nu vrea. Din cauza creierului nu poate. Deci creierile noastre sunt complet diferite. În fine, nu vă dau acum detalii, inclusiv hipocampusul femeii este mai mic, a bărbatului mai mare. Neuronii la femei sunt mai puțin, dar au conexiuni mai solide. La bărbați invers, creierul... creierul bărbatului este mai greu decât a femeii, cu 125 de grame, deci sunt foarte multe elemente diferite. Iar dacă creierul, care este instrumentul nostru principal, este diferit, evident că noi vedem viața din cu totul alte perspective. Ce important este să acceptăm că bărbatul este unic și diferit, iar noi femei suntem unici și diferite. Nu avem aceleași așteptări de la bărbat sau de la femei. Aici e paradox. Noi vrem ca toți să se comporte ca noi. Și dacă noi avem altă configurare a creierului, ne vom comporta diferit. Și provocarea se transformă în ceva fericit sau, dimpotrivă, se transformă în luptă? Tu înțelegi că, da, domnule, e diferit. Ce sens are să-l mai trimit după iaurtul din frigider? Că nu o să-l găsească. Ori mă duc eu,
ori fac altceva. Adică singur evităm anumite suferințe și discuții dacă cunoaștem ceva despre celălalt. Și sunt foarte multe cărți, eu vă recomand pe Gottman, John Gottman, care e un cuplu, soț-soție, psihoterapeuți, psihologi, care studiază foarte mult relațiile de cuplu, ca să vedeți cum să relaționați în armonie cu cel de lângă voi. N-aș vrea să încheiem întâlnirea noastră de astăzi fără să facem referire la câteva din cărțile pe care le aveți aici. Chiar intenționat le avem alături aici. O să vă rog să spuneți câte ceva despre fiecare. Regăsirea puterii interioare, da. Da. Cartea mare se numește Regăsirea puterii interioare. Am numit această carte după când mi-am dat seama că tot omul așteaptă ca cineva din afară să-i facă ceva și toată puterea de fapt este la el. Conține 9 cărți din cărțile mele mici, din fascicurile cele mici, în care vorbesc despre cum să ieși din poziția de victimă, de salvator, cum să-ți dai măștile jos, cum să fii în contact cu tine, cum să-ți creezi conștient realitatea, cum să faci niște afirmații potrivite pentru ce ai nevoie. Următoarea carte e cum să trăiești experiența, cuvintele care îți modelează creierul și autovindecarea începe din creier. Este o carte care cuprinde 9 cărți mici. Și eu îi spun cartea magică pentru că dacă am o întrebare și nu știu, o deschid undeva și unde se deschid înseamnă că asta trebuie să lucrez. Și ultima carte pe care am scris-o după aceste 9 pe care am pus-o în cartea aceasta mare se numește Susține conștient adolescența, unde vorbim despre adolescenți, despre cum să-i susținem în acest demers al lor care este destul de greu, cum ne-au fost și nouă, între 14 și 21 de ani suntem adolescenți. Dar, de fapt, e o carte despre relații, despre ceea ce am vorbit astăzi, despre cum să dialoghezi cu celălalt, despre cum să-i oferi încredere, despre cum să ai intenții pozitive, constructive pentru viața și evoluția în parteneriat, în cuplu, în asociere, în orice. Dar este că suntem într-o lume în care mulți tind să nu mai fie atât de deschiși, da, de teamă să nu fie trădați, loviți, exact. Dintre cele pe care le avem aici, ele pot fi găsite și în format mic, da? Da. Din perspectiva asta știu că există și la Sibiu de găsit, la CRIA, da? Și probabil că ele pot fi găsite și pe internet. Pe internet, la Libris, la Adevăr Divin, la librăria Eu Sunt, la librăria online, deci la Cărturești, se găsesc peste tot în țară, sunt și cărți în engleză, am uitat să spun asta, am 3 cărți traduse în engleză, Regăsirea puterii interioare, cunoașterea și autovindecarea, așa că pot fi și pentru străini cărțile. Dacă ar fi să încheiem emisiunea înainte de întrebarea pe care o pun fiecăruia dintre invitații noștri, rămâne clasică, de fapt acum e dublă după 2017, când aveam o singură întrebare, avem 2, o să vedem la final. V-aș ruga să ne spuneți ce este esențial, fiind la esența, în tot ceea ce înseamnă descoperirea și trăirea iubirii. Care este, nu știu, cuvântul magic, ritualul magic personal, pentru că fiecare dintre noi cred că trebuie să avem un ritual personalizat prin care să ajungem la puterea noastră interioară și să facem ca iubirea să strălucească din nou. Eu aș numi starea de prezență, starea care îți dă iubirea, înseamnă să fii în prezent, să fii conectat cu mintea ta, cu corpul tău, cu spiritul tău, în așa fel încât toată lumina aia din interior să poată străluce afară. Deci iubirea este o energie care se manifestă doar în starea de prezență. Și acum cele 2 întrebări. La ce nu ați renunțat din tot ceea ce ați făcut până acum în viață? Asta era întrebarea leitmotiv al întregului an 2017 la esența. Am adăugat apoi, la ce credeți că e necesar să renunțați din bagajul pe care ați început să-l luați? La ce nu aș renunța? Nu aș renunța la citi, la studia, la cerceta. Pentru că o fac cu foarte multă pasiune, asta este hobby-ul meu principal, să descoper noutăți, pentru că sunt foarte curioasă. Și la ce aș renunța, cred că aș renunța să mă mai străduiesc așa de mult, să fac oamenii să înțeleagă cât e de simplu să trăiești realitatea, să ți-o creezi. Pentru că eu pun foarte mult suflet în toate și cum să nu înțelegi? Adică aș vrea să renunț la a pune atâta efort ca omul să-și explice și să înțeleagă. Mi-ar fi mai ușor și mie, adică mie mi-ar fi mai ușor, dar nu știu cum o să ies din asta, că probabil e o atitudine foarte veche, prin care pur și simplu să spun și să las ca fiecare să o ia cum vrea. Dacă vor, fac, dacă nu vor, nu fac.
dar pentru că am fost educată să iubesc mult și pe cei din jur, asta mi este greu deocamdată. Tot mă gândesc, hai să-i mai trimit o carte, poate înțelege, hai să-i mai trimit un film, dar o să reușesc. Vă mulțumesc mult pentru dialogul pe care l-am avut aici, în speranța unui alt dialog în viitor, oricând tot ceea ce înseamnă esența, ca emisiune aici la Evenimente Regional, vă este deschisă pentru o altă emisiune. Mulțumesc! Mulțumesc și a fost o onoare să stăm de vorbă și să transmitem și telespectatorilor de aici locurile astea. Doamnelor și domnilor, ne oprim astăzi aici, așa cum bine știți, o mare parte din subiectele emisiunilor Esența au ca subiecte, dincolo de ideea de dezvoltare personală a fiecăruia dintre noi, iată, aspecte relaționare sau ceea ce mi-am asumat cu siguranță înainte de a veni aici, înainte de a fi cel ce sunt, căutarea iubirii și transmiterea cât mai multor informații de la cât mai mulți oameni despre ceea ce ar trebui să însemne iubirea, așa cum știți și din scrierile de pe blogul personal, un cuvânt pe care întotdeauna îmi permit să-l scriu doar cu I mare. Eu vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc și pentru găzduirea aici. În curând mai multe detalii despre locul în care am filmat și o emisiune despre ce se întâmplă într-un spațiu deosebit aici în Sibiu. Dar până atunci, eu vă spun ca de obicei, trăiți viața la pozitiv.